o să observați foarte bine tema contrastelor de care povesteam înainte. Dacă în primul act dumneavoastră o să simțiți atmosfera spirituală, aș putea spune, a unui templu, în actul 2 am încercat să creez o arhitectură grandioasă, aș spune eu, folosind undeva prototipul arcului zeiței Iștar. Poate că dumneavoastră o să observați, dacă aveți ochiul format, că vă cunosc, și aveți ochiul format, să priviți altfel lucrurile din punct de vedere și arhitectural și plastic. Am folosit pasaje din scrierea cu unei formă în care se presupune că mesajul ar fi fost undeva transmis din partea împăratului Nabucco, care închină acest arc de triumf zeiței Iștar. Am folosit foarte mult acest pasaj, tocmai pentru că m-a inspirat și grafismul acestei scrieri cuneiforme. Și undeva am încercat să urmăresc și paleta cromatică, pe lângă partea arhitecturală acestui arc de închinat zeiței Iștar. Sigur, nu o să-l regăsiți în formula pe care noi o vedem la Muzeul din Berlin, dar o să regăsiți probabil citirea arhitecturală cu cele două încadramente, cu colonadele pe care în formula, n-aș vrea să spun prea mult, de prismă pe care eu am introdus împreună cu ideea regizorală tema de cinetică. Deci ele se vor mișca în timpul spectacolului, nu numai între acte și pauze. Deci, mai degrabă un plan simbolic.